match that took over 2.5 hours and 7 match points. Simona Halep. Simona, wow, what a match in the first round. It seems like it's a tradition with you and Polona, three sets, long matches. How did you manage to win it after all those match points that you didn't convert? Well, it's always tough to play against her. She's a very good opponent and, you know, her game is bothering me, the spin, so it's not easy to play against her. First set, I played really well. I had the rhythm and I was very sure on what I have to do, but then she came back strongly. She hit some drop shots and she cut the rhythm, but I'm happy that I fought till the end and I could win this match. It's important. In the second round, another tough match ahead. It's against Czech women. It's Barbora Krejčíková. What are you expecting of that? Well, I know that she's very well. She's very good because she's playing flat and actually hard. So I have to be ready. I have to adjust a little bit my game because today I finished not very good. But I'm happy to be in the second round. It's nice to play again. So I'm looking forward for it. Thank you very much and congratulations. Este primul tău meci după această pauză lungă. Îți doreai să termin mai repede? Doream să termin mai repede decât 7-6 în setul 3, dar mi-am dorit tare mult să câștig, așa că scorul nu prea contează atunci când câștigi. Mă bucur totuși că am rezistat fizic, chiar dacă acum mă simt obosită. A fost un meci bun. E o jucătoare foarte solidă, foarte bună și mereu e greu contra ei. Este al treilea tie-break la rând pe care îl câștigi, pe cele două de la Dubai. Ce spune acest lucru despre forța ta mentală? Mă simt puternică mental, simt că am progresat foarte mult în ultima perioadă și simt că dacă stau liniștită și am atitudine pozitivă pe teren, sunt în stare să câștig meciurile pe muchie de cuțit. Și ultima întrebare, te rog. Ai vorbit mai devreme despre o tensiune în spate pe care ai simțit-o după primul set. Vreau să te întreb cum ești, dacă ești ok? Acum? Am făcut stretching, am făcut recuperare un pic după meci, dar va trebui să fac și un masaj ca să-mi revin mai mult. Nu știu exact acum, dar mâine dimineață o să am mai multe detalii despre cum mă simt. Sper să fiu în regulă și să fiu aptă de joc. Mulțumesc frumos, thank you. Andrei, over to you. Bună, Simona, felicitări pentru victorie. Cum a fost primul tău meci? Cum a fost trăirea ta? Mai ales că a fost perioada asta destul de mare de pauză. A fost tensionată revenirea pe teren. Am avut emoții destul de mari, chiar mi era dor de astfel de emoții. Un pic stresată cu toate regulile, dar din punctul meu de vedere m-am descurcat destul de bine. Au fost la început momente ciudate. După primul set am obosit un pic, pentru că de 6 luni n-am mai jucat un meci oficial. Dar cu toate astea mă bucur că am reușit să câștig. Este un meci important și o revenire bună atunci când e cu victorie. Din punct de vedere al formei, cum te simți? Tenis, consider că am jucat destul de bine, nu la cel mai înalt nivel și e și normal. Am avut mici greșeli, ușoare. De fapt, serviciul nu a mers foarte bine, dar per total a fost un joc solid. Fizic se pare că am rezistat, chiar dacă mă dureau toate cele, dar e o revenire bună și mă bucur tare mult că sunt din nou pe teren. Ai avut nevoie de 7 mingi de meci ca să câștigi. Te-au deranjat puțin? Da, dar nu m-am enervat, ceea ce mă bucură tare mult. Am stat calmă, am stat concentrată și mi-am spus că dacă am avut atâtea șanse o să mai vină una, așa că trebuie să stau concentrată. Bineînțeles că n-a fost ușor să pierd toate acele ocazii, dar se mai întâmplă și am învățat ceva. Data viitoare trebuie să fiu un pic mai răbdătoare și să joc mingea. Ultima întrebare legată de US Open. Te-ai gândit și dacă va conta foarte mult acele reguli pe care ei ți le-au trimis și ție în luarea unei decizii? Da, contează foarte mult și am mai spus treaba aceasta că în condițiile astea nu o să joc, dar vreau să termin turneul de aici, să văd cum mă simt, ce feeling am pentru o deplasare mai lungă, cu restricții mult mai mari și o să decid. După ce termin aici o să anunț decizia finală. Mulțumesc și felicitări! Mulțumesc frumos!